O îngrijitoare fugară a fost găsită împreună cu bătrânul pe care îl răpise. Autoritățile i-au găsit pe cei doi într-o mașină parcată. Urmele celor doi se pierduseră încă de luni, când casa bărbatului a fost distrusă de un incendiu. Aceasta îl răpise pe bărbat pentru a se căsători cu el. Femeia în vârstă de 47 de ani, de origine română, care a fost găsită ieri dimineață pe Viale Italia într-o mașină cu un bărbat în vârstă de 94 de ani, va fi judecată pentru acuzația de răpire în formă agravată. Potrivit celor reconstituite de poliția locală, asistată de carabinierii din Via Regio, încă de luni dimineață, familia bătrânului pierduseră urma ei și a bărbatului de 94 de ani, lăsând în urmă o casă și o anexă complet distruse de incendiu. Întreaga poveste a fost reconstituită grație unei sesizări primite după intervenția personalului sanitar pe Viale Italia, unde femeia de origine română fusese văzută întinsă pe scaunul șoferului, probabil adormită. La fața locului au sosit imediat două patrule cu inspectorii de serviciu care au început ancheta. Cele două persoane se aflau în stare fizică bună și după identificare au fost duse la camera de urgență din Sant'Andrea, unde au sosit și carabinierii. În timp ce din documente, ofițerii au reușit să depisteze identitatea celor două persoane, un bătrân înstărit din Lido di Camaiore și îngrijitoarea sa care locuia în aceeași casă. În câteva minute s-a mai putut afla că noaptea trecută fiica bătrânului a anunțat dispariția acestuia la postul de carabinieri din localitate, de unde a fost emis un mandat de căutare, în timp ce el și femeia au fost văzuți ultima dată în jurul orei 7 dimineața de către un vecin, când bandanta îl ajutase să urce în mașină. La scurt timp au fost alertați și pompierii din cauza flăcărilor care se manifestau în casă și într-o anexă adiacentă. Nu este exclus ca incendiul să fi pornit de la două saltele și un încălzitor de pat. După ce toate detaliile au fost puse cap la cap, polițiștii locali au constatat că bătrânul nu a ieșit niciodată din casă de bunăvoie și nu și-a luat la el telefonul mobil pe care îl folosea pentru a comunica cu familia și care a fost închis pe tot parcursul zilei. Bandanta română, al cărei telefon a fost găsit printre rămășițele apartamentului, l-a convins apoi să plece pe ușa din spate, sub pretextul că îl duce la o programare la medic, care nu a mai avut loc. Femeia avusese grijă să aducă cu ea documentele sale și ale bătrânului, se arată într-o notă a poliției locale, și nu este exclus ca ea să le fi folosit cu ocazia unei căsătorii improvizate, care ar fi îmbogățit-o. Informat de fapte, magistratul de serviciu de la tribunal a preluat ancheta ordonând arestarea femeii, care a fost transferată din celula de securitate a cazărmii din Viale Amendola la închisoarea pentru femei din Ponte Decimo, unde va rămâne până la proces. Între timp, anchetele pompierilor continuă pentru a acumula toate probele, în timp ce rudele bărbatului sunt amarnic dezamăgite pentru încrederea acordată unei persoane care l-a asistat de peste 20 de ani, dar care se schimbase în ultima vreme manifestând numeroase schimbări de dispoziție, relatează știri diaspora.ro.